Bună tuturor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Pentru astăzi, exact cum făcusem acum câteva zile o postare, vin către voi cu marele unboxing parfumat.ro. Da? Înainte de toate, ce vreau să vă menționez de la bun început. Chiar dacă eu cu cei de la parfumat.ro am o colaborare, să spunem, în sensul că eu vin către voi cu un cod de reducere de 10%, și anume RA10, automat afilierea aceasta îmi oferă și mie un comision, un mic comision din fiecare comandă a voastră. Această comandă, de data aceasta, este plătită integral din banii mei. Vreau să subliniez de la bun început, nu este un clip sponsorizat, eram mega curioasă de anumite parfumuri, cu toate că unul dintre ele, vedem, vreau să spun că nu, unul dintre ele nu este neapărat de sezon, ca să mă exprim așa, dar vom vedea. Să trecem la operațiune. Am așa niște emoții, pentru că unul din parfumuri este clonă după unul din preferatele mele, din toate timpurile. Haide. Ok. Coletul a venit așa, da? Foarte bine ambalat. Ca de obicei, niciodată n-am avut niciun fel de problemă cu cei de la parfumat. Și acum să începem. Și vreau să încep cu Lorina Paris 65 Viking Princess. Arată așa. De acesta spuneam că sunt așa în dubii. Gata. Nu știu dacă este neapărat de sezon sau nu, datorită notelor. Așa. Sticluța arată așa, cum deja presupun că le cunoașteți, sticluțele celor de la Lorina. Și avem așa, extract de parfum, 50 de mililitri, inspirat din I don't need a prince by my side to be a princess, de la Killian. Mică paranteză, cred că în viața mea nu am auzit un nume atât de lung la un parfum. Închidem paranteza. Și avem ca note de vârf lămâie, note de mijloc ceai verde, ghimbir, piersică, hediona. Aici am căutat puțin despre această notă hediona. Sinceră să fiu, nu prea am întâlnit-o până acum și am aflat, mi-am notat ca să nu uit, că ar fi un substitut sintetic al iasomiei, fără a avea însă acea greutate, cu ghilimele, binecunoscută a florii în sine. După hediona, ei spun în continuare iasomie. Deci ar avea și un substitut sintetic și nota de iasomie în sine. Ultima notă din mijloc, măr. La note de bază avem bezele, vanile, vanilie și benzoină. Deci am spus eu că l-am comandat așa, nu știam dacă va fi sau nu într-adevăr un parfum de sezon. Am văzut că se deschide în vârf cu lămâie, continuă cu ceai verde, ghimbir, piersică. Până aici ar fi ok. L-aș vedea purtat primăvara și de ce nu vara. În schimb, în bază avem bezele. Fie vorba între noi, datorită bezelelor din bază l-am comandat, vanilie și benzoină.
Și aici deja trecem la niște note care nu prea au nicio legătură cu primăvara sau sezonul cald. Acum haideți să vedem și cum miroase. Pe acesta de la Killian, originalul din care este inspirată această clonă, nu l-am mirosit, sinceră să fiu. Dar ne dăm și noi cu părerea despre acest parfum în sine. Ia să vedem. Pulverizatoarele de la Lorina sunt foarte bune, din punctul meu de vedere. Adică pentru... pentru prețul plătit chiar sunt mega, mega ok. Vai. Momentan l-aș purta. L-aș purta la timpul care este acum afară, da? La vremea de afară. Se simte o vanilie frumoasă, măr. Se simte un măr acolo. Ceaiul verde oarecum. Nota de ghimbir nu se simte foarte puternic. Cu toate că pe mine una nu mă deranjează ghimbirul în parfumuri, îmi place. De benzoină. Nu că nu mi-ar place benzoina în parfumuri, dar mi-e un pic teamă pentru că am de gând să port parfumul acesta acum. Bezelele, presupun. Din notele listate, bezelele îl fac, îi dau o tentă gurmandă. Pentru iubitoarele de parfumuri gurmande, acesta sigur nu este o achiziție greșită. Per ansamblu chiar îmi place. Sincer, chiar îmi place. Te mai usuși puțin? Benzoina nu o simt. Per total, l-aș purta acum, fix la vremea care este astăzi afară, da. Pentru vară, mai vedem. Dar este un parfum foarte reușit. Un parfum cu o vanilie frumoasă, pe undeva piersica, mărul se simte mai slab, dar este prezent acolo, nota de măr este prezentă. Bezelele se simt. Dar nu este gurmandul acela grețos, dulcele acela să te leșine. Nu. Este un parfum tare frumușel, cum spun eu. Hai să te punem aici și să trecem mai departe la următorul, în care eu îmi pun mari speranțe. De ce spun asta? Am parfumul original și îl iubesc. Vorbim aici despre un tester, da? Din gama personală, din gama proprie a celor de la parfumat. Și am ales testerul care se numește testerul. Am ales clona ce se numește Belle Femme. Acesta fiind un dupe pentru Jean-Paul Gaultier Bell. Aici. Iubirea mea iubibilă. Ador acest parfum. Deci am comandat clona, dacă am originalul. Am comandat clona în speranța că nu va fi la fel de grea. Toate notele... toată combinația olfactivă nu va fi la fel de grea, la fel de apăsătoare, precum este originalul. De ce? Pentru că vine vremea caldă și mi-aș dori sincer ca acesta să fie un label mai light, un label mai soft, mai luminos. Să păstreze același ADN din original, însă să nu fie atât de dulce. Haideți să vedem. Mai luăm un blotter de aici. Am tot văzut clipurile lui Ani, Beauty Barometer, Ana Maria Tătucu,
Și de la ea am aflat că cei de la parfumat.ro și-au lansat parfumurile acestea sub brand propriu. Și am zis că dacă am Lorina, am Gloria Perfume, hai să încerc și parfumat. Ia să vedem. Wow! Wow, deci pulverizatorul de la acesta este mai ok decât cel de la Lorina. M-am luat cu emoțiile și cu nerăbdarea de a-l deschide și nu v-am citit notele listate de către cei de la parfumat. Avem așa, parfumat Belfam Tester 50 de mililitri EDP pentru damă inspirat din Jean-Paul Gaultier Labelle. Debutează cu note zemoase, fructate, de pară verde. Sinfonia parfumată este amplificată de bergamota cu vibrații tropicale ca un val de răcoare dulce. Fix valul ăsta de răcoare dulce te izbește la primul puf. Baza apei de parfum aparține acordurilor temperamentale de vanilie orientală, care conferă compoziției profunzime și bogăție. Parfumurile brandului Parfumat sunt produse în Turcia de către Edosa Cosmetic. Brand propriu, fabricat în Turcia de către cei de la Edosa. Apropo, de la cei de la Edosa mai am un dup pentru... Vai, ce lapsus am. Killian Black Phantom și sunt tare curioasă de produsele lor de skincare. Așadar, dacă cineva dintre voi a testat vreunul din produsele lor de skincare, vă rog din suflet, lăsați-mi și mie impresiile voastre în secțiunea de comentarii. Revenind la acest parfum, este într-adevăr ceea ce am sperat eu să fie. De la Belfam, acest dup, nu am avut mostră, nu am avut nimic. Habar n-aveam cum miroase. Pur și simplu a fost o achiziție blind buy, de fapt ca și blind buy, de fapt ca și cealaltă de la Lorina. Dar este fix ceea ce mi-am dorit eu. Văd cu siguranță acest parfum purtat și în vreme caldă. Este un label, un fel de flanker. Undeva pe acolo este ADN-ul din label original, doar că aici, exact cum spun și cei de la parfumat, se simte un val de răcoare dulce. Acesta cu siguranță e una l-aș purta și în seriile de vară. Nu este nimic deranjant. Nu găsim vanilia aceea dark, vanilia aceea profundă din original. Aici nu. Este o vanilie, dar este o vanilie mai light. Tare fain. Tare, tare fain. Chiar sunt încântată. Mai departe, ce am mai luat eu aici? Hai să te pun și pe tine. Un ulei parfumat. Lorina Paris Roll-On Perfume Oil, numărul 10, Narcotic Flower. Arată așa. O, acesta are și sigiliu. Hai că te desfac pe aici. Eu mai am un ulei. Mai am un videoclip aici pe canal în care vorbesc despre dupul pentru Baldafric de la Byredo. Și acolo mai am un ulei de la Gloria Perfume. Excepțional. Tare mult mi-a plăcut și acela. De data asta am zis să încerc și uleiurile de la Lorina. El vine așa. Foarte drăguț. Cu o bilă de metal aici. Și să vedem. Vai de mine. Vai, deci, dacă iubiți
Flor narcotic de la X Nihilio. Trebuie să aveți acest ulei. E una, cum vă spuneam și în clipul anterior, când am vorbit puțin despre uleiul de la Gloria Perfume. Mie personal, vara îmi place să port foarte mult uleiuri. Și de ce am ales acest ulei? Pentru că deja am body mist-ul de la Lorina. Am consumat ceva din el. Cum te numești tu? Narcotic Flower. La fel care este dupe pentru Fleur Narcotic Ex Nihilio. Și mi-am luat uleiul, că am zis că într-un final va veni ea și căldura. Și vreau să ies din duș, să aplic o loțiune hidratantă, să pulverizez spray-ul de corp și pe deasupra să vin cu uleiul. Și cred că la cât de bine miroase acest ulei, nu cred că voi mai aplica și parfum. În caz că vreau și parfum, aveam deja varianta de 15 ml de la Gloria Perfume, Narcotic Fleur, evident dupul pentru Fleur Narcotic de la X Nihilio. Așa că eu pentru vară, cum s-ar spune, mi-am asigurat doza de Fleur Narcotic. Atât am vorbit și atât de nerăbdătoare am fost ca să miros acest ulei, încât nici nu v-am spus notele. Lorina Narcotic Fleur, 10 ml, ulei de parfum unisex, într-adevăr, este un miros unisex, zic eu, pentru bărbații ce nu se sfiesc să poarte parfumuri cu tentă florală o idee mai accentuată. O idee mai accentuată. Ok. Ulei de parfum unisex inspirat din Fleur Narcotic Ex Nihilio. Note de vârf avem licii, bergamot, piersică, note de mijloc, bujor, floare de portocal, iasomie, note de bază, mosc, mușchi și note lemnoase. Mie una îmi place foarte mult aroma acestui parfum și prefer aceste clone pentru că momentan am alte priorități decât să dau, cum spun eu, o căruță de bani pe un Ex Nihilio. Ultimul, dar nu cel din urmă, din această comandă, ce mai avem aici? Mi-au trimis și o mostră. Lorina Last Sherry 52, clona Tom Ford Last Sherry. Acesta, dacă nu mă înșel, mi se pare că mai am o mostră din acesta. Dar îl lăsăm aici și îl vom da și noi mai departe. Spuneam ultimul, dar nu cel din urmă. Am luat această variantă, travel size mai degrabă, pentru că are 20 de ml, la Tafa Pride Ishq Al Shuyuk Gold. Dacă am stâlcit ceva, îmi cer scuze, nu vorbesc limba arabă, vorbesc decât română, engleză, turcă și curdă. Arabă. De la parfumat, eu am achiziționat în iarnă, dacă nu mă înșel, tot așa, varianta travel size pentru Nebras Gold de la Latafa. Și, bineînțeles, după ce am primit-o, mi-am achiziționat și Nebras Gold în varianta full size, deoarece pentru că și fiindcă este acel gurmand pe care eu am nevoie în viața mea. Lăsând gluma deoparte, haideți întâi să vă citesc notele. Să vă citesc notele, că eu de fapt îl deschid, că nu mai am răbdare. Sunt foarte curioasă de acest parfum, mai ales că peste tot în online toată lumea spune că ar fi clonă de Rosendo Matteo No. 5. Și vreau și eu să văd ce se întâmplă cu acest parfum. Note de vârf, caramel, șofran, note de mijloc, boabe, tonka,
piele, note de bază, mosc, vanilie, ambră. Ce mie mie teamă puțin, până acum nu am testat acest parfum, ce mie mie teamă puțin cu nota de piele. Dacă va fi pielea aceea, vedem. Asta vreau să-l testez direct pe piele. Vai! Este foarte tare. Deci pur și simplu ai impresia că îți ard nările. Se deschide cu caramel. Boa betonca, vanilie, șofran, cred că datorită șofranului îl percep. Ia să vedem. Apare și nota de piele, însă este o piele întoarsă, dacă mă pot exprima așa. O piele întoarsă, moale, fină, catifelată, nimic deranjant, nimic din ce îmi era mie teamă. Este o piele pudrată, dacă are sens. O piele pudrată, catifelată, mai light. Ce simt mai greu? Este ambra, vanilia și tonka. Haideți să-l mai lăsăm puțin. Observ că lasă și o ușoară peliculă uleioasă. Nu știu cât se vede pe cameră. Ia să vedem. Oricum va trebui să aerisesc grav aici. Acum ambra se dezvoltă mai mult. Apare un ton floral. Nu știu de unde. Notele spun caramel, șofran, boa betonca, piele, mosc, vanilie, ambră. Deci nimic floral. În schimb, eu percep un ton floral. Da. E un ton floral acolo. Nu se mai transformă. Da, nu, de acum nu se mai transformă. Pe ansamblu este un parfum cu vanilie, ambră, cremos, călduros, puțin pudrat. Nu știu de ce. Nu mi-am adus paharul cu apă. Așa că miros pielea, unde nu am nimic aplicat, ca să-mi revină puțin mirosul. Da, nu știu de ce, personal, acest parfum mă duce mult în Baby Cat Aisel. Nu dați cu pietre mine, eu una personal așa-l simt. Un Baby Cat nu. Un parfum hibrid, haide să zugrăvesc altă imagine. Acest, cum te cheamă? Ishkal Shuyuk Gold ar fi copilul dintre Baby Cat de la ISL, hai să spun ISL, copilul dintre Baby Cat și Rosendo Mateo Number 5. Dar acest copil seamănă mai mult cu Baby Cat. Foarte, este un parfum foarte greu, foarte loud, foarte bold, foarte
Acesta cu siguranță, sub nicio formă, nici măcar acum, primăvara, nu. Din punctul meu de vedere, din nou, chestie total relativă. Fiecare își asociază parfumul în funcție de sezon, în funcție de preferințe, la fel relativ cum este și cu performanțele unui parfum. După cum spuneam eu în alt clip, performanțele astea depind de multe, multe, multe chestii. Dar eu una, acest parfum nu m-aș vedea cu el primăvara și vara sub nicio formă. Toamna, târziu și iarna, cu siguranță. Nu știu, nu-mi dă acea chestie, acel je ne sais quoi, cum mi-a dat Nebras Gold de la Latafa. La Nebras Gold, cum l-am pufăit, cum spun eu, imediat am și plasat comandă pentru sticla mare. Nu pot să spun același lucru despre Ișcal Shuiuk Gold. Mereu uit cum se numește. Da. Per total, concluzia zilei, sunt mulțumită de absolut tot ce mi-am ales, absolut tot ce mi-am achiziționat. Și cred că voi face un clip cât de curând în care să vorbesc, să fac așa o paralelă între Label și clona de la parfumat.ro. Dacă aveți și voi vreunul din aceste parfumuri, dacă v-ar face cu ochiul, v-ar surâde vreunul din ele, sau dacă cunoașteți alte parfumuri excepționale de la cei de la parfumat.ro, v-aș fi recunoscătoare dacă mi-ați lăsa opiniile voastre în secțiunea comentarii. Dacă ați stat alături de mine cu toate bâlbele mele și cu tot tracul meu de care nu pot să scap, nu știu, nu pot să fiu eu încă 100%. Am trac în continuare. Asta este altă discuție, nu vă plictisesc pe voi. Vă spuneam că dacă ați rămas cu mine până acum, până la final, vă mulțumesc din suflet. Și cum spun eu de fiecare dată, până data viitoare, să mirosim frumos cu bani puțini. La revedere!